Ministrul delegat pentru dialog social, Liviu Pop, a declarat astăzi la Salău că în România există peste 500.000 de absolvenți de liceu care nu au reușit să-și ia examenul de bacalaureat. Declarația ministrului vine în contextul în care în Sălaj a fost concepută o programă educațională care ține cont și de solicitările agenților economici. Declarația ministrului Liviu Pop a fost făcută în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social, care s-a desfășurat astăzi la Zalău. Asta înseamnă că pe zona aceasta s-au făcut multe lucruri bune și meritul este în deosebire a dumneavoastră, a colegilor dumneavoastră din sistem. Însă, mai sunt multe lucruri de făcut. Ordonanța cu învățământul dual, discuția cu implementarea Legii Educației Naționale, cu calificare educator puericultor, spre exemplu, pentru tot ce înseamnă creșe. Condițiile în care avem program de creșe, avem programele de microbuze școlare, avem programele de investiții în școli, toate vor duce la o dinamică extraordinar de mare în următorii 4-5 ani de zile pe infrastructura școlară, mă refer aici. În același timp, pe zona economică, odată cu intrarea în vigoare a noului cod fiscal, clar că și angajatorii și patronii o să schimbe dinamica și stabilitatea pentru următorii 3, 4, 5 ani de zile, pentru că asta ne dorim cu toții. Și atunci cred că sistemul de învățământ și mediul economic trebuie să fie mult mai flexibil, în așa fel încât să facă față pe moment. Pentru că noi pe moment mai avem o problemă pe care tot o evităm. Din 2009 până astăzi avem 500.000 de copii care nu și-au luat bacalaureatul. Nu știm dintre aceștia câți au și ce competențe au, ce muncă practică, și vorbim de 500.000 de copii la nivel național. Noi toți ne concentrăm numai pe clasa 9, 10, ce facem cu copiii, da, e important și acest aspect. Cât ducem la facultate, cât îi ducem în calificare, în formă de calificare, dar ce facem cu cei pe care i-am pierdut? Și sunt 500.000, așa că ținem cu noi la nivel național, nu știm cât sunt plecați din țară, nu știm ce fac, unde fac. Și cred că și aici trebuie să ne concentrăm, și noi, indiferent că suntem la școală sau agentul economic, să nu mă concentrez să-l formez doar de la 14, la 17 sau 18 ani prin învățământul profesional să-l pun pe piață și să nu văd ce fac cu cel de 20, 25, 30, 40 de ani care nu are examenul de bacalaureat, nu are nicio competență. Și atunci, din punctul acesta de vedere, colaborarea între agenții economici, inspectoratul școlar, agenția de ocupare a forței de muncă, inspecția muncii, trebuie să colaboreze. Pentru că de multe ori toate cele patru pot găsi soluții locale. Că diferă situația de la... Nu putem da o rețetă universală. Situația Zalăului și a Sălajului este una fericită. Aveți agenți economici. Și eu am o situație fericită în Maramureș. Una în Sighetul Marmației fericită și una nefericită în Baia Mare. Una în Sighetul Marmației, că am foarte mulți producători de mobilă și ajung firmele să aducă muncitori de la 50-60 de kilometri zilnic. Deci au flotă de transport. Și alta în Baia Mare, unde este și mai mare. Deci, cred, și am dat exemplu că suntem aici vecini. Deci, cred că pe zona aceasta adaptării cifre de școlarizare de piața muncii, mai avem mult de făcut. Ministrul a mai declarat astăzi la Zalău că la nivel național nu există un conflict în administrația publică locală, la nivel de guvern fiind luate în calcul mai multe posibilități privind plata salariaților din administrația publică locală.